V-ați aflat-o cu Tiradisu, ca păstori, ca cei trei mari, căutând în drum cu Uita lui Hristos. Dar Dumnezeu V-ați găsit drum cu Hristos, îndeplinind ascultarea. Așa că mama noastră, Maica Domnului, cum a ascultat și ea și a spus, iată, roaba Domnului, fie pe cum vă ești. Iată și măsurile voastre, vă dați în sfârșit cu toată dragostea, cu toată ardoarea, cu toată zilătatea, să aveți în sfârșit bucuria aceasta de a sluji mașinului. Pruncul Iisus, Înger din Mare Sfat, luminat în Sfânt. Iată, sărbătoarea noastră este în cer și pe pământ. Nu o poveste nașterea Mântuitorului. Este o realitate ruptă de viața pământului, din viața creștinului, din viața creștinului ortodox, în special. Că nu este zătarnic și la întâmplare preocupările noastre frumoase, cum mai ziceam altă dată, păstoritul acesta, ciopanul, oile, păstorul, bușul un pic coastă, pe creastă, cântările se frumoase ale păstorului de altă dată din jurul peștii Mântuitorului. Ascultarea au făcut și generații din măvăiți, care s-au sacrificat și au lăsat căldura plăcut de familie, de mamă, de părinți și a înțeles sub cheia iudului, a înțeles sub cheia ghernei, a piteștului, acolo unde în adevăr face legătura de plină între nașterea Mântuitorului la pruncul adevărat și răstignirea lui pentru mântuirea neamului. Și brăzile voastre astăzi sunteți niște urmași cu toată plinătatea ca să duce mai departe frumusețea aceasta ascultării de plină care brăzile voastre asumat-o căzând în fața Sfintului Altar, a Sfintei Mese. De ce ai venit, soro? A venit căzând în viață părinșească. Dar viața pozicească este anevoioasă, cu boli, cu suferințe, cu necazuri, cu prigoniri. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, toate le vom face. Și iată bucuria mare, care din an în an mărturisim și noi și o petrecem împreună, fie cu mai puțină bucurie, fie mai multă bucurie. Și noi, de altfel, aici, în mănăstire, avem toate ocaziile frumoase de a dezvolta și a ne pregăti pentru pasul care l-a făcut în ascultare, pentru venirea în soborul acesta frumos. 150, cât sunteți aici? Da. Așa, 150. Și acum să vă dau și eu câte o bombonică. Și altceva, ce mai e? Nu mai. Să mănânce mâine, poți. Dar nu contează asta, bombonica sau ce vă mai pot eu da. Mă trebuie că mie îmi place de dragoste, îmi place unitatea care s-a dobit în cântările astea frumoase. Acum, cum mai trăim noi așa la chilie, aia e alta. Dar unitatea frumoasă voastră aici în cinstea nașterii Maicii Domnului, a Mântuitorului Hristos, este dovadă că totuși mai trăim ceva, mai sperăm ceva și putem să dăruim cât mai mult din ceva. Mă gândesc la în 1952, parcă, da? Eram în celulă. Măi, nu e voie să sufle în celulă, mai ales în sărbători. Că toți diavolii, măi, diavolii pământului, se înarmează cel mai puternic, măi. Și de aceea, maicilor dragă, să ne pustesc, aici veneau, erau dublu, trei schimburi în o noapte de Crăciun
sau o noapte a învierii Domnului sau înălțarea. Ei știau mai bine calendarul ca noi, măi. Știau vrăjmașii ăștia cum să se înarmeze, cum să țină în sfârșit în pliu pe aceste cadavre, mă. 200, 800 de cadavre erau în 3 etaje, măi. Tăgeau la cel la 323. Și numărul care s-a potrivit pentru mine să-l port, tot același număr, 323. Cum m-a venit asta, nu știu. Dar m-am trezit și eu numărul care l-am dat, celula mea tot 323. Înseamnă că lucrurile merge în curs tare, mă, nu cred eu să scap așa ușor. Pentru că și să-mi proroșești mie pe numele astea, înseamnă că nu e scăpat ușor. Într-o noapte visez eu, măi, băi, după moartea lui Stalin, grup de steaguri, măi, un grup de steaguri, toate negri, cum e pe la bezinăria asta, cu fluturi în sfârșit în aer, culorile lor acolo, așa am văzut eu steagurile astea negri. Băi, le spun camarazilor mei, bă, uite ce am visat. Să știți că noi nu plecăm ușor de aici. Voi visați pentru o veste, știu eu, conferință la Ialta, conferință la Bruxelles, conferința de la, știu eu, unii lui așezau ei, dar de aici nu ieșim ușor. Păi de ce nu ieși, mă? Băi, steagurile astea care sunt la nou, aici nu ia bine. Într-adevăr, omul Stalin. Bucurii mari peste tot. A murit Stalin, gata, măi, măi, nu-i gata, că sunt alt brășmaș, alt dragi, mai mari ca Stalin. Și într-adevăr n-am putut scăpa. A venit partea cealaltă a doua a Rusiei sovietice, care i-a dat în sfârșit drumul la alte portițe chipului, dăm drumul la o fereastră, mai ceva mai blândă, un aspect mai plăcut, așa, în suferința creștinului, dar nu s-a schimbat deloc. A fost un aspect fals, încolo chinurile, greutățile au fost aceleași. Așa că ei, pentrilor, că nu sunt altceva puși decât pe această lucrare diavolească. Cum satanul de pildă chinuie pe creștinul ăsta pus în stăpânirea lui, așa chinuie acest ateism asupra creștinismului nostru. Măi, vine sub aspecte diferite. Nu vedeți frățirii voastre la ora aceasta? Hai că nu suntem noi, în sfârșit, acum criza aceasta puternică care o avem noi. O fi într-adevăr, dar ei apasă asupra creștinismului ortodox și în special în România, pentru că aici știu că există o esență și un elan care nu-l pot stăpâni. Nu-l pot stăpâni pentru că este de la Dumnezeu și este în lumea sa creștină care îl conduce înspre idealul lui. De aceea toate țările sunt supuse comunismului, sunt supuse oprimării, Polonia, Ungaria, Bulgaria, toate. E bine, România trebuie să aibă ceva în plus, neapărat, unde să-și ducă calvarul. De ce? Pentru că suntem ortodoxi și că de aici s-a născut o generație de tine care au vrut să împace cerul cu pământul. A vrut să ridice liniștea bisericii a creștinismului nostru spre înălțimii cerești. E bine, ei nu uită și nu vor uita niciodată și de aceea vor fi mereu cu satârul la capul nostru. Și frățirii voastre, mai ales, sunteți în mănăstirea aceasta noastră care e ciumată. Ciumată, da. Unde e la Pedro Bodo? Pedro Bodo. Un creștin, dacă spui la Pedro Bodo, la Pedro Bodo, da. Măi, creștin nu înțelege mai mult. Dacă ne voști la unul de uniforma noastră, se ferească Dumnezeu. Dar să știți, Pedro, cu cât va fi prigoana aceasta, cu cât va fi de pildă aceste stigmatizare, cu atât să ne bucurăm, pentru că viața noastră creștină nu e o bucurie ușoară, muzică și petrecere și altceva explicate. Nu. Este durere să ne cade în suferință, este însușită prigoană. Și acum, sub răzirii voastre, dacă ați intrat în capcana asta aici,
Poate vreau să-i văd de noi toate cu adevărat, dar și am plinit cu aici. N-am avut altă mare semnă să mă duc. E bine, piața noastră creștină și în special mănăstirile trebuie să alieze această suferință de tineret. Ca și frății voastre să aveți o mărturie dincolo. Când veți fi întrebat ce ați făcut pe bărmă, dar vă pentru noi. Păi iată, am stat și la Poarta Albă, am stat și la Iud, am stat și la Gherla, am stat la Putești, am fost și la... ce am pus de acolo? Am fost la Petru Bon. Hai o mărturie, depui tu o grămadă acolo, un act, un buletin, măi. Acolo toate să merg pe documente. Nu intră așa. O mers, știți cum e povestea de țevului și a cismarului la rai. O mers ei acolo la parte, Sfântul Petru, dă-i un bețevul. Rămâne cismarul în gol. Păi cum doare de asta? Că toată viața lui o băut și o mâncat și o băut de cap. Și eu care am pungășit acolo în cârpite oase, făcut un așa. Băi, azi tu când ai scăpat un ciocanel jos, ai înjurat, ai spus un vot urât, mai blestemat. Dar asta când a intrat în cârșmă, o luat de-o pașul, slavă ți-ai, Doamne! Da, și acum, la fel și noi, mă, uite așa, cum suntem noi așa, dar mai spui cât o leacă prin cârtirea asta, prin discuțiile, prin... găștile care se fac, vorbim pandua de ternul ăsta, lasă, așa, și, da, merge înainte așa, merge cu toți la vârful ăsta, care se ducă spre Ierusalim, gândul noastră rute și grele. Eu, ce să vă mai spun, fetelor, am spus, nu sunt, sunt bucuros de cântările, de frumusețea aceasta, străduința care ați depus-o, încât ori de câte ori vin și ascult niște colini la mărăstire, la frumos sau mai cântat mai cel cel. Ia că e un apostolaș ăsta, o propăduire a nașterii Domnului, a împierii Domnului, a sărbătorul, a botezul Domnului și toate ocazii acum în cursul lor. Sfântiți vă sunteți niște îngeri de mare sfat, da? Îngeri de mare sfat pentru că sunteți prezenți așa la toate prajele și frumusețele sărbători, care voastre, le actualizați mereu în mijlocul creștinilor. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze și eu aș dori ca să nu fie ultima prăzuire împreună. Să mai fie, să mai fie și eu aș mai vrea. Deci, asta e important. La întotdeauna când... vrei să o mai întinzi așa, atunci ia bine o bătrânul, s-a terminat de acolo. Nu mai, părintele Adrian Păgețanu s-a dus, părintele așa s-a dus și el, s-a dus și alții, da? Acum nu a rămas nimic, un cotlon, așa mai mare. 6 de ani, nu aveau tăteam aici. Nu aveau tăteam aici. Toți sunt sfârșit acolo, dar să știți care pleacă dincolo să fiți siguri că sunt mai importanți acolo decât aici. Acolo intră în corul acela frumos al trecutului generației, în 1925 până acum, toți cântă împreună și se roagă împreună cu noi aici pe pământ. Ei ne văd pe noi aici cum ne străduim, așa fiecare după râvna lui, dar ne fotografiază de acolo și ne mențin una cu ei de dincolo. Noi poate că ne rezervăm, bă, tot așa, bine să mergem dincolo, dar mai bine să rămânem și alea. A, să știți că astea sunt toate frumusețele care ne așteaptă dincolo. Dacă am fi noi minunății, câte o minunății, nu vedeți voi cum? Cu numai sărbătorile astea, câte bogăție, câte deslipiri, cât dezinteres de lumea asta, nu-i mai interesează. Dar să mai fii într-o celulă la Iud după 14-15 ani și să nu te intereseze cât mai trăiești, măi. Sau dacă mai trăiești, nu te interesează deloc. Ești desprins total de lumea de la afară. Nu te mai interesează nici fluieratul trenului, nici claxonul mașinii, nici plânsul sau bucuririi copiilor de pe stradă, că doar pe acolo era trecem pe sub nasul nostru.
Noi nu mai auzeam, nu-i vedeam, că erau obloane puse lor. Și acolo, de altfel, e mașina de formare a credinței ortodoxe. Acolo. Și când, prietelor, să vă dați seama, obloanele care erau la, legate cu sârmă, puse în două, în trei, și țintuite bine acolo în geamuri, măi, când a fost vorba de un semnal, nu a rămas în 10 minute un oblon pe geamă. Toate trei etaje la un semnal au căzut toate jos, s-au făcut praf și caralii noștri au telefonat imediat toate părțile, de altfel Aiudul trebuie să știți că este armat. Orașul Aiud este un centru mare militar, având în vedere pușcăria asta importantă a Aiudului. O strâng trei linii, măi, de la niște coși de nucă de-al de noi, care de bine țineam în sfârșit de pereți, dar s-au spăimântat când au văzut curaj nebunia asta noastră și s-au dus toate așa oricum de postirea asta de izolare. Și vreau să spun că ei suntem mult mai decât noi, pentru că ei nu pot să moară. Ei nu știu, să tem numai așa, ești colo, da, încolo sunt morți de frică. Sunt morți de frică pentru că n-au harul lui Dumnezeu. N-au energia, n-au scânteia de vina pruncului Iisus din Iesla Betelem. Și acum, de pildă, când sunt zilele acestea mari, prietelor, când în sfârșit ei vă spuneam că dublează, triplează, toată paza asta, cu toată paza lor, când au văzut geamurile astea aruncate, s-au îngrăzit, au venit pe aici și au pus din nou alții la loc, Maia Focului, și noi ne-am liniștit, bineînțeles, o costat jertfa a vreo 5 tineri. Au fost luați, așa, în chemați chipuri la niște anchete, și nu i-am mai știut nimeni de nici până astăzi. Au fost în jur de exultați, asta ca să poate terioriza cei care au rămas. Dar pe jertfă, vă spun, numai pe jertfă se pot obține anumite lucruri care le dorim noi. Le-au susținut lumina, nu mai suportă. Așa, Dumnezeu să binecuvânteze și să vă dau câte o bubonică.